un tânăr ambasador european din Ucraina, din Cernigău, a spus că au nevoie mare ajutor de mai multe resurse și astfel o să trimitem acest lot umanitar către Ucraina, care va fi preluat de la VAMA, de asemenea de către un alt tânăr ambasador european. În urma la proiectele pe care le-am avut în cadrul inițiativei, care au unit tineri ambasadori din mai multe țări, am avut oportunitatea de a cunoaște tineri și din Ucraina și să creăm astfel conexiuni și prietenii și acum încercăm prin intermediul la social media să comunicăm și să-i întrebăm dacă sunt în siguranță și dacă au nevoie de ceva. Help of Moldova people for the Ukrainians during these tough times is tremendous and it means a lot for us. You and us, we share the common belief in the European future, European values, the rule of law, and what you are doing today is the best proof that we as a neighboring nations are ready to help each other. Ajutorul umanitar l-am colectat în primul rând cu ajutorul companiei din Bruxelles, B&S Europe, care de fapt și implementează acest proiect în Republica Moldova. Sunt niște oameni foarte generoși care imediat au răspuns la solicitarea noastră și la solicitarea colegilor din Cernigov. Ajutorul umanitar este format din diferite medicamente, cum ar fi antibiotici, cum ar fi pansamente, iode și multe altele care au fost solicitate. În afară de aceasta am procurat două generatoare pentru a-i ajuta să aibă energie electrică. Am mai procurat pentru ei și niște power bank-uri pentru telefoane. Sunt foarte mulți copii acolo și colegul nostru din Cernigov, Nazar Solomaha, se ocupă mult de copiii ăștia mici, mai ales de copiii care sunt bolnavi. Și fiind în legătură permanentă cu el, am aflat că, pe lângă faptul că nu este nimic în țară, nu au pâine, copiii duc foarte mult dorul dulciurilor și atunci am decis că mai procurăm și niște dulciuri, niște bomboane. Una din valorile fundamentale ale Uniunii Europene este solidaritatea. În contextul în care Moldova se află atât de aproape de vecinul nostru, Ucraina, și ca tineri ambasadori europeni am ținut numai decât să ajutăm așa cum putem noi, făcând astfel acest lot umanitar pentru vecinii noștri. Această organizație are anumiți parteneri care ne-au oferit suportul financiar necesar, dar materialele necesare sau lucrurile care le solicită colegii noștri ucraineni le-am aflat comunicând desigur direct cu ei. Suntem o rețea de tineri din mai multe țări și astfel, prin intermediul social media, noi putem comunica între noi. Mulți dintre noi sunt foști prieteni, foști colegi în cadrul parteneriatelor, în cadrul programelor Erasmus și așa mai departe, astfel încât noi ținem legătura permanent. De la începutul războiului în Republica Moldova s-au deschis mai multe centre de voluntariat și la fel ca majoritatea tinerilor în ambasadorii europeni din Moldova, m-am implicat și eu acolo ca voluntar, fie pentru a colecta diferitele bunuri aduse de moldoveni pentru a le da ucrainenilor, fie pentru facerea pachetelor umanitare, pentru ajutarea refugiaților, a le da un sfat, a le explica, spre exemplu, unde pot găsi o cartelă mobilă cu internet și așa mai departe. Чернігівської обласної лікарні. Щира подяка послам європейської молоді, Молдавії. Так? Всього найкращого. Чекаємо ще на допомогу. I would like to thank all the people who helped us to deliver the humanitarian aid for the Chernihiv Regional Hospital and also the priests of the St. Catherine Church in Chernihiv, which helps a lot of elderly people in our city. My personal gratitude goes to Sylvia Grant, Angela Husun, and Lilian Tunuk, all the young European ambassadors of Moldova,